Salutare, oameni buni! Astăzi suntem în Delta Argeșului, o locație pe lângă București destul de interesantă, o mini-delta. Și astăzi o să testăm din nou drona FPV. Ce ne interesează este range-ul, adică distanța până unde drona va avea probleme pe partea video, bănuiesc eu, pentru că avem puterea limitată la 25 de miliwați pe ochelari, în Europa doar. Vom încerca să o ducem undeva pe la 3 km. Vom testa atât modul sport cu setările culorilor pe normal și revenirea o vom face în modul manual. De data asta nu vom uita să înclinăm unghiul, să punem unghiul la 20-25 de grade pentru a înainta la o viteză decentă și în modul manual vom folosi profilul de culoare de CineLike. Înregistrăm, ne ridicăm un pic mai sus. Dăm în modul sport. Suntem la 250 de metri. Hai să stăm exact îndreptați cu antenele spre dronă. Perfect. Și ușor, ușor mergem. Suntem la 500 de metri, 90% baterie, 4 liniuțe, la RC avem acum 3. Foarte interesantă zona aici, 2 liniuțe iar. Suntem la 1 km. RC acum este în regulă, HD, începem să-l pierdem. 1 km 300, 1 km 400, am ieșit din delta și acum mergem într-o zonă mai cu iarbă. Începem să avem acele artefacte. RC signal lost, ne spune, cred că și-a revenit. Deci pe la 1 km 800 începe să aibă probleme. Hai să mai înaintăm puțin. Image transmission signal weak. Aproape 2 km, îl mai împingem puțin de tot. 2 liniuțe. O liniuță la HD, avem acele artefacte. Vom mai merge puțin, image transmission signal weak, până la 2 km 200. Mai avem o liniuță la ambele transmisii și image transmission lost. A intrat în failsafe, return to home, și așteptăm să preluăm transmisia. Deci acum practic nu mai avem semnal. Și acolo am pierdut conexiunea. Din păcate, am pierdut doar atât. Să stați liniștiți, n-am pierdut drona, nu s-a întâmplat nimic. Drona a intrat în failsafe și apoi în return to home. Practic am pierdut orice conexiune cu ea la 2 km 200. În momentul când a intrat în return to home, din păcate, înregistrarea video s-a oprit. Nu știu de ce, cei de la DJI trebuie să facă cumva această modificare ca după ce preiei din nou transmisia video, transmisia pe telecomandă, să înregistreze în continuare, pentru că ne interesează, chiar și dacă nu filmăm cinematic, ne interesează ce face drona în acel moment, chiar dacă noi nu mai avem conexiunea cu ea. Este posibil să uiți să verifici dacă înregistrarea merge în continuare. Pentru că drona se întoarce dintr-un failsafe și pe tine te interesează ca drona să fie în regulă, ca tu să preiei semnalul și nu să verifici dacă drona înregistrează. Nu s-a întâmplat asta, din păcate. Am zburat foarte frumos, cinematic. Am făcut o treabă bună, trebuie să mă cădesc pe cuvânt, pentru că video, din păcate, n-am. Să vorbim un pic despre ce am făcut până atunci. Am dus drona la 2,2 km, am pierdut transmisia, deci
Nu este primul test range făcut de mine, am mai făcut unul la munte. Acolo m-am dus până la 2 km maxim pentru că era un vârf de munte și nu puteam să-l depășesc. Dar tot la 2 km au început să apară acele artefacte. Pentru că avem o putere limitată în Europa de 25 de miliwați, drona nu poate mai mult. În America avem până la 700 și drona se poate duce undeva la 3 km jumate, poate și mai mult. Dar nu trebuie să vă duceți așa mult pentru că durata de zbor este undeva pe la 12-13 minute, poate un pic mai mult, și foarte ușor veți pierde noțiunea timpului și vă veți trezi că sunteți la 2-3 km și mai aveți 20% baterie și drona vrea să aterizeze pentru că intră într-un critical battery și pur și simplu nu mai reușiți să o țineți în aer pentru că ea vrea să coboare. Și pentru asta cei de la DJI au făcut un lucru foarte inteligent, au băgat un battery management, o funcționalitate care calculează distanța la care ești față de punctul de plecare și dacă mai ai undeva la 40% baterie, intră într-un fel de return to home. M-am izbit de acest lucru și nu știam ce am făcut, de ce se întâmplă asta când return to home se întâmplă undeva pe la 20%. Odată mi-a intrat la 50%, odată la 30%, 28% și am zis ok, trebuie să fie ceva legat de drona asta în special. Și da, chiar este, are o funcționalitate prin care calculează distanța la care ești, bateria care ți-a mai rămas și cumva încearcă să te ajute dacă ești la început, pentru că la început nu avem această capacitate, experiență de a ne da seama cât timp efectiv mai putem sta în aer și dacă putem ajunge în timp util în locul de unde am plecat, pentru că nu punem să mergem 2 km prin pădure să recuperăm drona, nu? Pur și simplu, în momentul când apare, va intra în return to home, poți anula această intrare return to home apăsăm butonul de return to home pentru a anula această comandă și cam asta este. Ce mai face bine această dronă este partea de informații. Te anunță din timp că semnalul video, dar și pe partea de telecomandă se pierde sau devine slab, deci ai tot timpul din lume să întorci drona și să nu o forțezi cum am făcut eu. Eu bănuiesc că antenele pentru video sunt pe piciorușele din spate și în momentul când veți întoarce va avea un punct foarte slab al conexiunii, după care va intra într-un punct semi-slab pentru că vom avea antenele în spate și transmisia video va trebui să treacă prin corpul dronei, prin structura dronei pentru a ajunge la noi. Și tocmai de asta am avut probleme undeva la până la pe la 1,9 km în momentul când am întors-o spre mine. Și de acolo, pe la 1,9 km, am avut destulă încredere pentru a intra în modul sport și apoi în modul manual pentru a zbura cinematic fără a înregistra. Cam asta este, oameni buni, vă aștept la următorul filmuleț, sper să fie mai interesant, aici am avut doar partea de testare de range, din păcate. Mi-aș fi dorit să fie mai mult, dar atât avem, cu asta ne prezentăm și nu uitați să apăsați butonul de like, comentariu dacă aveți ceva întrebare, abonați-vă dacă vă place ceea ce fac aici și dacă vreți să mă susțineți și mai mult, puteți să faceți cinste cu o bere, aveți linkul în descriere, scrie Buy Me a Coffee, dar dacă intrați acolo, la un moment dat va spune Buy Me a Beer. Aici încheiem transmisia, să aveți o zi bună și ne auzim la următorul filmuleț. Pa, pa!